Mai trebuie două pahare. Mai am două pahare, să mai. Da, mai avem. Mulțumesc, dar dăm și o furcă. Eu o să mă mai uit un pic pe telefon, că mi-am notat câteva chestii. Bun, care e ideea? Nu trebuie să fie ceva formal. Nu trebuie să fie ceva super. Stăm de povești. Îmi place foarte mult că am cunoscut enorm de mulți oameni care sunt foarte diferiți. E cel mai bun exemplu, că ești primul cu un 4x4, să zic serios. Și ei bun, sunt o gazdă ideală. E fain că te poți întinde pe foarte multe direcții, știi? Nu trebuie să fii super strict. No, și de aia ziceam că nu trebuie să fim foarte, foarte Vera, spun și vele mai lângă. Să nu fie o chestie, să nu par ceva super profi. E o poveste numai. Eu am notat câteva subiecte generale, nu e ceva super ăsta, de-aia o să mă uit un pic la ăsta, bun. Ai dat drumul la... Da, i-am dat. DSLR. Da, bun. I-am dat. Fetele, jumătate de pahar, nu? Da, da. Eu vă întreb. Da. Nu, no, asta e pe linkă producție proprie. Diana, tu, și tu aveai tot verde? Nu, eu și Mariana avem verde. Bine. Pune acolo. Pune-l plin și aleg ele. Exact. Te ajut? Eu, doamne, nu. Eu am instrucțiuni pe ăsta, că ce mi s-a părut foarte interesant să pun, că străinii foarte mulți nu știu cum să, ce să face, cum să face, și am pus instrucțiuni pe partea din spate. Știi cum să bea, efectiv, mă rog, tărie și ce, din ce ai făcut și... Da, ideea e că trebuie să tragi aer în piept după aia să-l expiri ca să nu te lovească foarte tare. Asta că vrei tot, nu? Păi când îi dai shot, că trage aerul în piept, ai dat shot-ul și expiri și atunci alcoolul nu te arde foarte tare pe gât și m-a pus să simți arome și nu știu ce. Să mă vezi pe mine când băgam ca idiotul pe la final și mânecam și tușam ca ultimul, trebuie să par profesionist cu chestiile astea, știi? Nu bun. Cadrul e gata, jumările le avem. Marian, Vera, cinstim? Că noi începem acum. Dacă doriți, bineînțeles. Am pus, cum să nu, toată lumea are. O să apară numai o parte în cadru, dar e ok. Dacă n-are nume, nu te cred. Cât e MOV? MOV e plin. Astea, hai dați, luați-vă. Nu trebuie să vă iau. Ăsta e a meu, că e cel mai plin. Alea două jumătate. Poftim acolo. Care este al meu? Care doriți? E ăsta cu margeala la. Bine, ăsta, hai. Mulțumim că ne-ați primit. Hai, bine, ne-am adunat. La mulți ani. Am dat în ceva. Hai. Cheers. Hai, trageți aer în piept. Săruna. Jumare de Miraslău. Pentru reclamă. Le dăm tag. Bun. Ia să vedem. Încearcă. Vai ce arde. Hai de capul meu. Am uitat. Câte grade? Are 5-7. Dacă expir, nu simți așa tare. E bună că e aromată. Am încercat niște chestii. A, nu, a fost cu ideea. Am încercat niște chestii când am făcut acum pe linka. Bun. Trebuie să zic câteva cuvinte de început. Eu sunt Călin de la Carpathian Two Wheels Guide. Suntem la, îi putem zice, Vulpe Land. Suntem la Marian, la Micești. Casa cu mămăruțe. Da. Casa cu mămăruțe, așa se cheamă aici. Era plină de... Vizuina vulpii. Scuze, era la fileu, n-am vrut să... Sau vizuina cu mămăruțe, da. Așa, așa. Aoleu, vizuina. Și filmăm primul podcast cu un cineva care n-are motocicletă, are numai 4x4. Parcă zice că ți-ar plăcea și să te dai cu motorul. Pare interesant. No, bun. Istorie interesantă cu... Ok. Ovidiu Satmari.
așa se găsește pe... Să pronunță altfel? Nu, așa se pronunță. Ok. Pe Facebook îl găsiți ca și fotograf. Ești membru CERT. Da. Din nou ești fotograf, știu că lucrezi în IT, aia nu e așa de relevant. O să te las un pic pe tine să te prezinți dacă vrei să... Sau cum poate te cunoaște mai bine lumea, că nu... Da, ai zis bine, adică, mă rog, lucrez în IT, asta e ocupația de bază și în timpul liber încerc să combin hobby-urile astea mele principale, fotografia și plimbatul cu 4x4. Adică de acolo am pornit la ideea cu 4x4 de la fotografie. Era o necesitate, cred că. Da, nu neapărat necesitate. Acum, dacă mă gândesc mai bine, e mai ok să te plimbi mai mult pe jos decât cu mașina. Adică, mă rog, ai posibilitatea să fii mai acolo, mai în... Dar n-ajungi cu pe jos, sau mi se pare foarte greu să ajungi la în locurile în care ajungi cu un 4x4 cum ai tu, și să fii exact când trebuie, că sunt niște momente în fotografie, trebuie să iei momentul, contează, știi? Aia e faza. Sau eventual mergi cu 4x4 până într-un punct și de acolo să zicem că ești pe jos, funcționează, nu știu. Da, așa, e doar că trebuie să știi exact ce vrei și să știi să te oprești la momentul în care... Am înțeles. Da, adică tentația cu 4x4 e să mergi mai departe decât ar trebui, adică... Ok. E bine să te și oprești, dar cred că și cu motorul e la fel. Adică... Cu motorul, ai eu nu știu... tendința să treci peste anumite... Da, cu motorul ești foarte limitat, că eu știu foarte puțină lume care pleacă super devreme, cum plecăm noi doi, că noi suntem cu a noastră și vrem noi să nu știu ce, sau iară, foarte târziu ajungi uneori, dar nu stai. Anyway, bun, ce voiam să zic? Ideea podcastului sau a discuției să adunăm, să întâlnim oameni faini. Avantajul nostru e că stăm și bem cu ei și povestim și noi rămânem să leagă niște prietenii foarte faine, dar înregistrăm, punem pe internet și cineva poate la un moment dat când caută toate chestiile astea găsește inspirația acolo. Că de-aia, fiind călătorie, nu contează că e bicicletă, mașină, motocicletă, e călătorie, ideea de, sau a merge pe jos, cum ziceai tu. No, și asta e foarte faină. Sper să putem face chestia asta. Deja... No, am reușit chiar să ne vedem cu niște oameni și sper să fie fain. Felicitări pentru idee și a venit de la sine, adică, întrunirea care o facem cu Horizons Unlimited, tot călător, tot așa, n-ai cum să nu te învârți pe lângă oameni de genul, și pe oamenii ăștia cum i-am găsit, că ne știam de pe, nu știu, am chemat la întrunire și de atunci, te înțelegi. Vă mulțumesc că v-ați gândit la mine. Bă, nu, mie îmi plac, sau ca să te prezint, sau legat de ce ziceam eu la început, că te știu, eu te știu ca fotograf, te știu de pe Facebook. La un moment dat când ai comandat primul ghid off-road România, eram super încântat că, bă, uite, oameni care umblă, chiar călătoresc și din alt film, nu motociclete și ca noastre, sunt interesați de așa ceva și, apropo, că probabil o să vadă oamenii din CERT, le mulțumesc foarte mult, că foarte mulți din Cluj au comandat ghidurile și le-au plăcut și am avut feedback și sunt oameni foarte faini, deci... No, tot respectul pentru munca lor și din Gașca, care cred că e în Cluj. Da, da, da. Aveam aici ceva, dai să văd ce... secunde, sunt mai mici ca să pot să fac poza. Poza de... Lasă că scoatem un cadru, dacă e sau ce iese. Trebuie să dai din mâini, pe YouTube trebuie să dai din mâini, așa e chestia, n-ai văzut la Luiza. Să vede așa mișcare sticla de știu, fotul. Știu. Nu, las că e bun, aia e important. Bun, eu am o listă de subiecte, sunt chestii foarte generale, vedem în ce merge discuția, nu-i ceva super strict. Okay. Bun, prima chestie, foarte interesantă în cazul tău, motocicleta ta preferată, care e? Hai să vedem, cum să zic... Am evitat să studiez în detaliu domeniul okay. ăsta, pentru că ar fi foarte tentant și nu știu ce să zic, ce aș alege, probabil un enduro, adică
cred că asta e motocicleta cu care poți să mergi cam pe oriunde, adică nici... Da, mă rog, așa-i. Mergi și pe asfalt, mergi și pe drumul de țară, probabil așa ceva aș alege, nu știu din ce am văzut voi la voi, ar fi BMW, GM, nu, la noi dual sporturi astea care le vezi, merg și asfalt și off-road, nu, de la BMW 850-ul, care să zicem că e mai pregătit pentru așa ceva, 1200, ei au ceva modele mai vechi de BMW F800, Chius, TNR-uri, Africa Twin, sunt foarte multe. Aș merge tot pe BMW, îmi place marca. Ok, ok. Și da, deci aș, probabil aș alege ceva care pot să merg și pe asfalt și pe ceva macadam sau mă rog, drumuri mai... Dual sport. Dual ceva sport. De dual sport. Dacă vrei odată să ai au chiar. Nu. Nu? Asta era istoria, okay. Că trebuia să am au și am rămas cu toate celelalte. Adică, mă rog, când am făcut, când am dat examenul pentru permis, trebuia să dau pentru toate, știi? Mm-hmm. Și la A s-a stricat motocicleta la examen. Aia e bună. Am împins de ea de neasăturat și tot nu vrea să pornească și... Am zis că mi-s destul celelalte, B, C, D, E, okay. Am făcut toate, mă combinat. Știi, asta e de ghinion, așa, parcă nu mai ai avut noroc să... Am rămas fără, că am zis că lasă că mi-s destul restul și... Na. Am înțeles, nu, dacă aveam mamă, probabil că aș fi luat ceva, dar nu-i târziu să fac ok, găsești multe chestii faine, uh-huh. Și le poți combina. Bun, acum... Revenind un pic la realitate, mașina preferată, 4x4 mă gândesc preferată. După cum sau se explică un pic ce ai aici, că o să fie cadrele și de afară. Da, și... e vorba de un Nissan Patrol. Cred că cel mai bun compromis de mașină 4x4, adică și foarte capabilă și în același timp nu foarte scumpă și destul de ok la întreținere ca și preț. Okay. Și, mă rog, eu sunt la a patra mașină de off-road. Ai de capul. Zic că le-ai distrus pe restul. Nu le-am distrus, bun. Dar tot timpul mi-am dorit ceva mai confortabil și mai ok pentru familie, pentru că ești foarte mult cu familia. Da. Am început cu un Suzuki Vitara, modelul acela scurt, mai vechi, 95, știu, cu prelată și cu așa. Am făcut destul de mulți kilometri, am făcut 17.000 km într-un an cu vitara. Mamă, da. La ce consumare aia zâmba piciorul. Da, și după aia am zis că trecem la ceva mai serios. Am luat un Nissan Patrol, modelul mai vechi din 97, ăla mai pătrat sau 60. Da. Așa, cu ăla, am făcut și cu ăla tot așa 18.000 km într-un an. Și mergeai mult pe off-road sau? Și off-road și asfalt, mă rog. Unde era nevoie, da, să ajungi. Da, okay. Și off-road. După aceea am trecut la modelul mai nou de Patrol, Y61, care tot așa l-am ținut un an. Asta toate cam un an le-am ținut și după aceea am trecut la asta, care l-am deja de... Oare e ca la motociclete, că la un moment dat pe motor, nu știu, am avut un Transalp de 650, îi simți limitele. Adică te dai cu el, parcă pe asfalt ai vrea să meargă mai tare, parcă pe off-road ai vrea să fie o poziție mai confortabilă, să poți să, nu știu, să-l simți mai bine, la fel și la astea, sau cum? Ce să zic, nu știu, la Patrol, modelul mai vechi, zice lumea că e mai capabil, nu știu, e mai robust, așa, mai... Ok. Mai fiabil. Sau nu-i cuvântul? Nu e neapărat de fiabil, dar mai capabil pe teren. Ah, ok, am înțeles. Eu am mers pe ideea că vreau ceva mai confortabil, făcând multe și cu familia. Ok, de ce aia a fost? Deci în ideea asta am făcut upgrade-urile. Și până la urmă am ajuns la asta lung. Celălalt erau toate cu două uși, ăsta cu patru uși, că deja era sătul să se dea copiii jos din mașină pe ușile din față. După ce am trecut la, după ce am trecut la asta, copiii tot peste cotieră veneau să dea jos. Foarte distractiv. Nu, e foarte tare. Da. Așa, o întrebare de la un necunoscător, că
din nou, îmi plac să le văd, dar nu știu, nu. Cât, ca să aduci o mașină în, în forma în care o ai tu, cât te costă? Cât te costă? Sau există un răspuns pentru asta, că eu la motor tot timpul investesc. Deși mi l-am adus într-o formă faină, nu pot să, știi, îți mulțumim, dar parcă... Da, da, da. Nu? Apoi, acum nu știu neapărat că poți să zici investiție, pentru că banii care îi bagi nu mai recuperezi niciodată. Cheltuieli, da. Așa că o idee, poți să încep cu o mașină stock și să, nu știu, cheltui undeva la 3-4 mii de euro ca să fie capabil în teren. Adică îți trebuie un set de roți, îți trebuie ca să pui roțile mai mari, suspensie, un suspensie înălțare, un troliu. Ok. Da, și de acolo, da, deci cam, ce mai vrei? Cam de la okay. 3-4 mii de euro și după aceea, dacă vrei o suspensie mai bună, dacă vrei un set de roți, dacă vrei un troliu mai bun, dacă vrei rufra și alte... Astea cred că discuții interminabile, da, pe grupuri de Facebook, de... Că urmăresc, chiar urmăresc destul de multe, da, că îmi plac și... No. Da, nu pare chiar... Noi, acum, cea mai mare problemă e să găsești o mașină bună, stop. Da, am cam văzut asta. Cam au probleme cu rugina și exact. Când bătai de cap cu... Am înțeles. Bun, să deviem un pic spre călătorit și ce, da, mă rog, subiectul general. Care a fost călătoria ta preferată? Călătoria preferată? Da, nu știu, din ce ai, pe unde ai fost până acum, ce... Ce ți-a plăcut ție cel mai mult și ai rămas cu... Nu știu, cel mai mult îmi place zona asta tare apropiată de noi, Munții Apuseni. Aici sunt tare multe locuri faine și posibilități de explorare. Nu știu, zona asta cu Dumnezeu și Sălciva, după aceea mai încolo, mai spre Polor, Râmeț, da, zona aia, okay, toată zona asta de Trascău e excepțional de faină. Nu știu, mai departe, sunt multe locuri faine pe care le-am văzut și urmând traseele voastre. Am făcut anul trecut un tur cam de 2500 de kilometri, mare parte pe traseele voastre. Ok, off-road România sau Călăștiu? Off-road România, cred că da. Ok. Sunt mai multe, câte erau? 10? E un cerc în jurul Carpaților, știi, o buclă, da, ca aia mi-a plăcut mie. Știi, mă uitam așa la hartă și bă, cum ar fi cel mai fain să organizez o chestie de off-road, știi? Și vezi, când te uiți pe orice harta de relief, că nu, la aia îmi place să mă uit, vezi munții, știi, și te gândi, vezi așa o buclă și ești, Încă mai am câteva de urmat. În total, cred că sunt vreo 3500 km pe... Da. Peste 3200 sau ceva de genul ăsta. Acolo, pe acolo bate. Dar e foarte mare tura, că am încercat să găsim de peste tot, știi, și să faci efectiv bucla. Deși, nu poți să eviți Transfăgărășanul, nu poți să eviți Transalpina, că sunt foarte faine, adică cine nu a fost străin sau ăsta merită. Eu le-am evitat, adică am încercat să merg pe unde n-am mai fost. Da. Da, și am mers pe sub munți, partea de sud, Târgu Jiu, Chele, Sohodolului. Da, da, și pe acolo, și pe acolo, acolo strasele, că și noi am făcut zigzagul pe unde s-a putut. Ok, în afara țării? În afara țării, trasee, să zic, clasice, n-am fost cu 4x4 în afara țării. De fapt, nu știu, cred că e prea practic. Consumă foarte mult, mă gândesc. Nu exagerat de mult, adică la un drum, probabil, undeva la 10%. Ok. Rezonabil. Da. Ideea e că trebuie să ajungi acolo, să faci... Da. Uite, asta e un avantaj foarte fain la motocicletă. Nu știu, în general, să zicem, am un consum de 6. Dacă e mai modernă, e mult mai mic consumul. Și îți faci off-road-ul, îți faci nebunia ce vrei să-ți faci și după aia revin apoi. Știi, e chestia de distanță. Și cu motorul te poți duce tare. Cu motocicletă nouă
cam cu ce viteză mergeți așa la drum lung? Bă, uite, noi cu Africana, să zic, cu 90 viteza de croazier, 100. Acum mi-am refăcut-o, e mai ok. Cu BMW-ul mergea mult mai bine. Adică ăla e foarte capabil. Mergea la 120, nu-l simțeai și foarte sigur că noi am avut motor de... Am avut GSA 850 Adventure și mai există 1250 care e deja altfel gândit și boxer e foarte ok, te duci bine. Numai, iar depinde cât de mult vrei să te bagi în off-road, câți bani ai să cheltui pe motocicletă să o repari, să te bagi în off-road. Păi, cred că așa e și la noi. Da. Dar uite, o chestie, nu te-o tenta niciodată o călătorie gen Africa, chestii din astea exotice? Sincer, da, ar fi fain, mie mi-ar place, îmi plac chestiile așa mai extrem un pic, numai că depinde familie. Soția, doi copii și atunci încerc cumva să implic și pe ei în chestia asta. Tururile să așa ni le facem, cu copii în mare parte. Și deși mi se pare genial așa că, uite, Mihai avea o... Mihai Barbu, poate știi, motociclist, el a fost în Mongolia, a scris și o carte, vând kilometri, foarte fain omul, are un stil așa de a povesti, foarte mișto. Da, și el zicea că tot așa, a plecat cu copilul, l-a dus în motorul cu ataș când încă era destul de mic. Și zicea că i-ar plăcea foarte mult să-i lase ca moștenire cărămida asta, asta exprimarea lui, cărămida asta grea a călătoriei, știi? Să-i o lase acolo la fundație și pe mai departe să descurcă el. Și la fel, mi se pare că pentru un copil să te duci în direcția asta. Eu pe mine i-am dus de mici, s-o obișnuiesc cu plimbatul cu mașina. No, foarte fain. Tot timpul, nu știu, încerc să găsesc locuri noi, să descoper locuri. Mă întreabă lumea de trasee, da, și mie un traseu pe unde pot să mă duc, știi? Și încerc să le zic că, mă, mergeți și descoperiți voi traseele, că asta e partea cea mai faină până la urmă. Și ceva, da, ceva extraordinar. Uite, cumva legat de chestia, de subiectul ăsta, am făcut atlasul ăsta a României. Bă, deci ești așa de țăran, fii atent. Lasă-mă un pic, pauză să... asta zic. Și asta i-a pusenii că povestisem de el. Pe ideea asta am făcut noi atlasul ăsta, că e o hartă generală a României. E numai scara 1 la 300.000, dar am încercat, am pus acolo cam tot ce știam noi, că e off-road și trasee realizabile. Acum nu sunt wild stuff, dar e destul de bine. Și mergând pe conceptul ăsta, că oamenii vor să, sau îs unii oameni care efectiv vor să ia harta, să se uite și vor să exploreze, vor să, ok, chestia aia pare interesantă, hai să mergem pe acolo, știi? Îți dă o libertate foarte și spre deosebire de motociclete, când ai cortul deasupra, ajută foarte mult, zic eu. E fain. Da. În perioada de vară, cu cortul, profităm pe cât posibil de campat. Anul ăsta am început târziu. A fost și vremea ciudată. Anul ăsta nu a fost bun de plecat. Am trecut, de exemplu, am campat prima dată în martie, cred că era. Undeva 20 martie. Și era super cald, adică erau fost la 20 de grade. Bine, am campat undeva sus, aproape de Scărița Belioara și erau petece de zăpadă lângă, știi? Era destul de frig, fain. Aia cu un sac de dormit bun. Am făcut traseu pe jos, circuitul Scăriței Belioara. Foarte tare, da. Da, fain și după ce am campat acolo. Chiar e fain, sunt locuri extraordinare aici, aproape Apusenis. De loc. E păcat să nu le explorezi. Corect, chiar. Și eu cu Apuseni am început. Am luat motocicletă, știam deja de când am fost cu bicicleta, am făcut speologie, și deja știam locuri, știam ce și cum și îți dai motorul, îți dă, sau un 4x4, îți dă un pic de distanță parcursă într-o zi și atunci, ai vreo destinație visată? Un loc în care vrea să ajungi tu, să...
Să știi că ziceai de Mongolia, da, cred că mi-ar place să ajung în Mongolia. Domnul, da. Vizuina Vulpi, sau cum a zis că îi spune, nu mai țin minte, deja am uitat. Domnul a fost și îți poate da niște informații. Da, cred că mi-ar plăcea să ajung în Mongolia. Am întâlnit niște tip care au fost în Mongolia cu 4x4. Mm-hmm. Mă rog, cu un Toyota Hilux, mașină 4x4, foarte, deci, adică, așa, low budget. Da. Și da, a fost, nu știu, 30.000 de kilometri dus-întors. Da. Și am impresionat faptul că ziceau că aveau o cutie cu conserve și de la drumul ăla de pietre. Am zis că așa s-a bătucit între ele, că nu mai cunoștea ce, deci nu mai avea. Ai, adică s-au ros? Erau toate ce tare. Rotunjite și bătucite, de nu mai știa ce era fiecare. Și după aceea ziceau că au început să le cadă chestii care erau sudate pe mașină, gen proiectoare. Da. Interesant. Ei, stilul ăla de drum, am citit, n-am fost și pentru mine. Direcția aia e, cred că, cea mai interesantă de făcut, da. Și e altfel. Mă gândeam tot din punctul ăsta de vedere al peisajului și ce a fotografiatului, pe care e foarte interesant. Da, chiar e. Mi-ar place. Uite, așa. Chiar caută pe Mihai Barbu cuvânt kilometric, el în Mongolia a fost când a scris cartea și tot așa, e foarte bun ca fotograf. El a făcut tot ce vezi aici, a lui pozele. El ne-a ajutat, a fost un super fain om și ne-a ajutat enorm cu tot ce a făcut. Uite, o chestie care am văzut-o la foarte multă lume, la un punct în viață, treci printr-o călătorie sau ai o întâmplare sau ți se întâmplă ceva și pentru tine rămâne, nu știu, ca un punct de... Un punct în care îți dai seama că ce fain e să călătorești. Tu ai avut vreo călătorie memorabilă la început sau a fost ceva, nu știu? Nu știu dacă am avut neapărat. Pe mine cumva m-a prins așa pas cu pas munții ăștia, nu știu, Apuseni mai ales. Și pe măsură ce umblu, dau seama că sunt atâtea locuri încât nu apuc să le vezi toate. Clar. Nu a pus să le explorez pe toate, e foarte interesant. Oarecum era o exprimare foarte care mă enerva în facultatea de geografie, mozaic geologic, așa încercau să-i descrie, dar înțeleg ideea, dar e așa, știi, foarte pompos și cumva geografia aia descriptivă care nu e chiar utilă la nimeni, nu mă spune povești. Da, așa îi, adică chiar e ceva foarte variat, că te duci de povale pe alta, treci de la, nu știu, de la munte, de la Biharia, care e un tip de munte, te duci încolo spre Padiș, mă rog, urci la unde e ghețarul de la Scărișoara și te poți duce spre Padiș unde deja dai de karst, imediat ai Vlădeasa, care e cu totul altceva, te poți întoarce pe la Roșia, iară te bagi pe-n karst și e foarte fain. Da, și toate astea diferă în funcție de condițiile meteo și de anotimp, de da. Lumină, uite, de te duci de 100 de ori într-un loc și de fiecare dată diferit. E foarte interesant. Am urcat la Stâna de Vale pe bicicletă, pe Valea Iadului. Da. Din alea, cu plecat la 2 noaptea din Cluj, a ajuns la 4 dimineața în, nu știu, Halta Stâna de Vale sau care dracu era și pedala până sus și o ploaie din aia constantă, dar e așa de fain. Știi, cred că drumul da, ăla, da, da. E așa tot prins în pădure, cascade pe stânga de aia. Cascada aia tot din aia. Exact. Și Vălul Mirese, că se te confundă. Pe toate hărțile apare Vălul Mirese și dincolo, pe Valea Iadului. Da, 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 da. Și de fapt... Da, sincer, o singură dată am fost acolo. E fain, e interesant și zicea un prieten la un moment dat, știi că poți să urci un munte de 1000 de ori și să vezi 1000 de fețe, știi? Da, aia da, 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 da. E fain. Și iarăși ce fain, e fain să
te oprești să stai de vorbă cu oamenii, deci e ceva extraordinar. Bun, aia deja e next level. Da, e... ai vreun loc favorit? Păi, da, am fost și acum două zile la Dumești. Ok. Da, aici, aici, zona Sălcioa, Ponor. Da, da, da. Mi se pare chiar super fain. Am fost, am campat acolo și ne-am întâlnit cu nene care venea pe jos acolo. Și da, am fost surprins să descoper că chiar în locul în care ne-am campat noi erau... acolo se întâlneau cei din Sălcioa cu cei din Ponor, deci satul de peste de al. Făceau joc acolo și povești și distracție și așa mai departe. Și acum apare un loc așa de... zice că nu era nimic acolo. Da, foarte interesant. E ciudat și cășurile alea dărăpânate. Da, nu, e foarte mare păcat că acolo, nu știu, să pui șurile alea pe picioare, să... E păcat să vezi cum se destramă. Știu locul, am multe dimineți. Este un copac cu o cruce, dacă știi, da, cu caractere celtice, exact acolo am stat. Nu, și, nu știu, acum o săptămână, două, copacul ăla s-a rupt cam în jumătate. No, vântul sau trăznitul sau ceva. Nu, au fost niște furtuni destul de mari. Da, chiar a fost fain experiența cu domnul respectiv care are un fain acolo undeva și era în trecere pe jos. Pe acolo am fost, bine, motocicletă, clar, dar am fost inclusiv cu bicicleta. Am plecat într-un februarie super târziu, pe la 12 am plecat, am făcut toată... Am lăsat mașina pe Valea Reșului, am făcut toată rimetea, toată depresiunea, am urcat pe la Iud, în pădurea Sloboda, știi, pe drumul lung, sus în cheile mănăstirii, no, și deja când am ajuns undeva în zona cheilor mănăstirii, se întuneca. No, înapoi la mașină la Valea Reșului am ajuns la 4 dimineața, legitimați de poliție, căra biciclete în spate, că între vânătările Ponorului acolo sus la Dumești și Podeni, drumul ăla e oribil. Deci e o argilă de nu puteam împinge bicicleta. Pe Valea Inzelului. Da, cred că e. Pe drumul pe unde și la cazarea aia foarte faină, dacică, nu știu, nu rețin. La Raven's Nest. Așa, Raven's Nest, da, da, da. Deci, bine, atunci nu era Raven's Nest, când am fost noi. Era încă... Da, e foarte fain, adică e de o sălbăticie, ești în mijlocul... Chiar e extraordinară zona. Da. Nu știu, am evitat-o vreme să mai merg acolo, pentru că merg foarte mulți fotografi și am zis că deja devine clișeul. Era să ne ciocnim dronele într-o dimineață. Când... Deci la 5 dimineața la Dumești, vinerea sau ceva de genul, era să ne ciocnim dronele cu încă unul, că... No, dar e fain, uite, și noi am tot mers și mergem în timpul săptămânii, știi? Sacrificăm o dimineață, plecăm super devreme, dacă e de motor sau de mașină și nu e nimeni. Nu-i da, chiar, bine... Da, mă rog, cine merge prima dată stă acolo la asfalt sau chiar la asfalt, puțin mai încolo și așa. Eu am încercat să explore și părțile mai puțin îndepărtate. Din păcate nu e chiar plat, știi, și, și atunci... Da, e foarte interesant și nu, depinde de moment și de anotimp și așa mai departe. Da. A fost foarte surprins să... Întâlnesc cerbi acolo, nu știu dacă ai văzut. Ok, n-am văzut, că n-am apucat. Știam că sunt, că i-am auzit. Și în iarnă a fost și pozam niște mesecini înghețați, brumă cu brumă și așa, erau alb complet. Și am văzut că mi-intră în cadru pentru de cerbi. Zic, wow. E bun așa. Da, foarte fain, zonă. Te surprinde. Numai un pic să pun și a doua lumină pe mașină, că o să arate mai fain. Cheers. Cheers. Part 2. Bun. Nu mai știu ce... Așa, ziceam de locul favorit. E foarte interesant că, știi, tu le-ai luat pe toate care sunt aici, aproape, da. Știi? Și e foarte tare asta.
e altfel, lumea de obicei vrea să meargă cât mai departe, știi, și n-are răbdare să se întoarcă un pic și să uită în curte, să vadă, bă, dar aici ce am, aici ce-i, și e foarte... Da, chiar vorbeam cu niște prieteni și erau supărați că, cu pandemia, că nu pot să iasă cu avionul, cu nu știu ce, dar zic, mă, avem aici lângă noi atâtea frumusețe de locuri și tu, exact. No, și după aia... Am trimis ceva filmări de YouTube cu locuri gen Madeira sau nu mai știu ce, și zic, ok, e fain, dar nu mă simt ca și cum aș fi al locului, știi? Pe când aici lângă, e ca și cum ai fi acasă, te contopești cu păi locul, da, ești acasă. Ai alte inspirații. Și exact ce ziceai tu, că poți să vorbești cu localnicii. Da, știi, poți să ai comunicarea aia. Bine, e faină și în alte țări, că e un pic mai dificil, dar aici cu localnicii chiar comunici așa ușor, e aceeași limba. Nu știu dacă de atâta un străin ar comunica la fel cu localnicii de la noi. Exact, exact. Și, no, și ei sunt impresionați că te văd pe tine de multe ori pentru cineva de la sat care nu prea, nu, a umblat el, cam știe ce e o mașină 4x4 sau o motocicletă mai scumpă, dar nu a avut ocazia să vadă ce fel de oameni. Uh-huh. Se bucură tare mult că văd că, vrei acolo numai să te bucuri de liniște, de un răsărit, de o priveliște faină, știi, nu. Bun, care a fost pentru tine cea mai dificilă parte dintr-o călătorie? Punctul ăla în care, uite, de exemplu, pe motociclete foarte mulți au momentele alea în care dau de noroi, fizic e greu să treci, știi? Deci, sau alții au o chestie mentală, nu știu, pleacă singur și nu le place, cedează, nu le asta. Acum, nu știu, cum să transmite sau care e? Da, adică am avut momente dificile și cu 4x4. Bine, cumva astea ți le cauți, adică nu e obligatoriu să te bagi în ceva, dar am avut și locuri unde am mers cu ușa deschisă la mașină, dacă alunică mașina să poți să sară, știi? Ok, unde? undeva între Muntele Rece și Păltinei, okay. Știi, iarna, pe drum înghețat, am înțeles. Coastă și drum îngust. Nu prea încăpeam mașina, adică gen jumate de roată era ieșit de pe drum. Ioi, noroc că-s late. Și, na, dificil. Am înțeles. Dar e tare, adică... Da, adică, na, rămâi cu ele în minte. Era și greu să ne întoarcem de acolo, dar... Și era mai simplu să continui și să ajungi la... Da. Ok. Dificil. Nu știu, altele să fi rămas vreodată undeva blocat, să nu mai poți să trăiască, să stai peste noapte acolo. N-am rămas blocat chiar așa. Am lăsat odată mașina în pădure. Așa e. Da, am avut cu ce să ne întoarcem, a fost ok. Ok. Nu știu, am avut momente în care am lucrat 4-5 ore ca să ieșim din situația respectivă. Da, ce? Zăpadă. Noroi numai sau zăpadă? Zăpadă. Aia e cea mai... Da, adică ne-am dus pe un drum. Ok. După aceea am zis că va mai bine întoarcem, că urma o porțiune mai dificilă. Și ne-am întors. Și la întoarcere am rămas blocat, eram prima mașină, cel din spate nu putea să mă depășească, că era îngust drumul și așa. Era zăpadă... zăpadă udă, știi? Mm-hmm. Era 8 martie, era cam dusă zăpada de peste tot și am dat de porțiune cu zăpadă de un metru, gen. Și la întoarcere se aduna sub, la puntea față, știi? Mm-hmm. Și fiind udă, s-a tăsat foarte tare și era ca betonul, ca cimentul. De aia și nu puteam să stau. Hai de cap până. Și am stat acolo, am pus troliu în față, am zis că ok, s-a rupt șufa de la troliu. După aceea în spate cu șufă cinetică din aia ce se întinde, încercam să mă tragă, nicio șansă. După aia cu troliu în spate,
după aia cu două troli în spate, ai, după aia cu... Da, e foarte fain, știi că ești ingenios, ok, aia da, nu mergi, ce păi, facem, ce? Da, deja săpam ce acolo pe sub mașină. Da, și cumva, iarăși, după ce am legat șufa din față ruptă, am pus-o, am legat undeva așa din unghi, în sus și cu scripete și cumva ne-am deblocat. Asta e fizică. Da, băi, da. Mecanică, nu? Să știi să scoți, trebuie să știi da, mecanică. Trebuie să improvizezi mult. Bune, deci chiar să știi unghiuri, forțe, să știi da, cum, ce tare. Trebuie să improvizezi foarte mult. E fain, e fain. Am avut de lucrat. Vreo, nu știu, vreo defecțiune a mașinii să fi cedat ea sau... Da, am mai pățit să rămân așa cu pompa de injecție. Cu... Da, se mai întâmplă, se mai strică. Serios, stă pompa de injecție? Ca aia se strică și la africană. La ce am pățit noi cu aia da, păcătuiești, e horror. Știu că și cei care au fost prietenii noștri care au fost în Mongolia au avut probleme cu pompa de injecție. Dar cred că tot din cauza motorinei. Ok. Deci măcar am noi... înțeles că erau, au ajuns la un service unde erau gen 30 de mecanici care reparau numai pompe de injecție. Deci cred că era ceva special. Asta e ca și gluma aia cu vulcanizarea după drumul foarte prost și plin de cuie, știi? Că... Uite, o chestie... Acum mă gândeam, de câte ori te-o scos tractoarele, de pe unde te-ai băgat? Să știi că tractorul singur o dată, când eram cu vitara. Bă, am un prieten foarte bun, trebuie să-i trimit la Vali neapărat, el a avut o Grand Vitara, pe care a schimbat 3 motoare sau și 2 ambreaje, nu știu ce, dar a fost o fi de aia. Și acum mai la Toroscoi, la Rimetea, la cineva care lucra acolo, la... Mă rog, chiar am văzut-o acum în weekend, când am trecut pe acolo. Și pe el scotea tot timpul tractorul. Deci la el nu exista, cred că l-a scos de 4 ori până cât a avut mașina aia. Nu, am început să învăț un pic terenul și situațiile încât să mă ferez de... Ok. Da, acum da, se mai întâmplă. Dar unde ai pățit? Care a fost? Lângă Băișoara, nu știu, știi, la... Cum mergi către Scărița de Lioara, este zona acolo cu noroi. Ok. Da. Zăpodie, Crucea Clef. Da, 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 la acolo. Cruce, acolo sus. Da, este un fel de gater acolo și un tractor parcat strategic. Și la 200 de metri de tractor am zis că dacă e ceva. Asta e ca și anunțurile alea pe Transalpina, pe Transfăgărășani cu tractări auto, știi, cu numărul de telefon scris că, na. Da, așa ceva da, era și tractorul era la 200 de metri de noi. No, dar e foarte da, tare că... Foarte interesant că a fost, eram cu filmul meu, am făcut o tură dimineața, am trecut pe acolo, era o baltă, știi, și da, am trecut pe acolo și după aceea ziua am mers o tură și cu fetele, știi? Și când am văzut balta, am zis, a, nu pe acolo, noi ne intrăm pe acolo, zi, nu știu ce, merge pe lângă, na, și pe lângă, bineînțeles, era un... Părea un pârâiaș, dar de fapt era un șase foarte de lucru și nu a rămas. Nu, pățește, experiențe. Noi când am rămas în Bacău și m-a tractat ăla cu jeep-ul, nu știu câți kilometri, mi-au distrus mâinile, am povestit foarte mult și, mă rog, Diana a povestit că era în mașină, eram pe motocicletă în spate și ne-a dus până la primul canton silvic. Și omul de acolo ne-a dat cafea, ne-a dat, nu mai știu ce avea de mâncare, ceva din astea, platou de ăsta așa rapid, din brișcă, vorba aia. Da. Bă, și foarte faini oamenii și ne-au zis că ce mult apreciază, că noi nu suntem cu de alea de enduro, de le stricăm tătă pădurea, noi chiar mem departe și facem și... Au fost foarte faini oamenii și e faină interacția. Cumva nimeni nu cred că își dorește să rămână dragul acolo să-l trebuiască tractorul să-l tracteze afară, dar nu... Ai o experiență care nu cred că pe măsură ce acumulezi experiență, îți dai seama de situațiile periculoase. Da, normal. Adică la început zici că, mergi pe oriunde, știi, dar nu e chiar așa. Din nou, același prieten care avea vitara, că am un singur om care e ăsta, el zicea că pornește numai, dă drumul la ștergătoare înainte să lovească, să apropie de baltă, să fie sigur că vede mai departe atât. E fain.
din nou, sunt domenii total diferite și mie mi se par fascinante amândouă. Bun, ca să încheiem, o cameră mi-a murit, aia de acolo. Fug să schimb bateria ca să am și celălalt cadru, să mă un pic. Asta încă văd că merge. E ok. Trebuia să fi început direct cu întrebarea asta, având în vedere ce mâncare avem pe masă. Pe unde ai călătorit? Care a fost o mâncare care ai descoperit-o și ți s-a părut interesantă? O mâncare? Complicat. E un subiect foarte important și băutura ar trebui iară inclus în partea asta, că nu. Nu știu, la mâncările astea tradiționale. Nu știu dacă, eu din partea asta de Sălaj, dacă știi, la limite cu Maramureș, zona aia cu dealul Mesteacă, nume, și da. Bunica mea făcea niște plăcinte de plăcinte crețe. Da, nu am auzit. Da, 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 da. Cred că și știu. Am auzit, sigur, foarte, am auzit. Foarte bune. Foarte faine. Foarte bune plăcintele. Și nu știu, pe undeva, pe unde, sau o mâncare care o ții minte, ți s-o proție mai, așa, mai altfel. Ai, nu știu, sau băutură, ca... poate, nu. La băutură, nu știu. Stick to the classics. Am înțeles. Fie mai, așa, pe foc, mai ăsta, e altfel. Te obișnuiești cu ea, nu mai ți se pare atât de... Acum încercăm și noi să mai diversificăm un pic, că suntem sătui de clasicele grătare și așa. Da, bine, și cu... poți să îngropi acolo chestii în foc, în jar, poți să faci multe chestii. Am văzut în Bosnia niște chestii, am citit acolo de cum bagă toată chestia înăuntru și țin 8 ore și fac... Uite, ultima dată am făcut niște dovlecei, pane pe disc, a fost genial. Sunt altfel. Dar mai ales după o zi din aia trudită, fai Doamne ce bun ești. Chiar pe soare. Uite, bun, cam astea au fost subiectele, să zicem. Am trecut pe așa pe niște chestii, lucruri generale. Și îmi place să închei cu faptul că, sau să revin cumva la ideea că scopul a ce facem noi aici e să, uite, avem pisici, să pot ca la un moment dat poate să inspirăm pe alții. Așa că, la final, să-mi zici ce recomandare ai avea tu pentru cineva care vrea să, în cazul tău, să se apuce de umblatul cu mașina, să-și pregătească un 4x4 cu tot ce e nevoie. Ce ai recomandat? Ce ar fi? Nu știu, sfatul meu e să încerce să descopere locuri noi, să umble cât de mult posibil, dar nu, să nu-și bată joc de locuri, de peisaje. Okay. Să lase mașina... Trebuie să fie un echilibru. Să lase mașina acolo, chiar dacă poți să mergi mai departe, să lase mașina să meargă și pe jos. Ok. Să țină cont de conservațiile naturale. Bun, asta trebuie să fie spântă, dar uite, asta e ceva nou, adică văd la oamenii care sunt pe grupurile de Facebook, pe partea asta de 4x4, eu n-am mai auzit chestia asta spusă de cineva, sau poate am auzit-o, n-am băgat-o de seamă, e foarte rar să zică cineva că, bă, până acolo. Da, adică, na, trebuie să ai un pic de respect față de loc, adică chiar dacă mașina poate și te poți duce la departe, trebuie să lasă acolo, am înțeles, explorează, am înțeles. Un pic, iau și la okay. Pas. Bă, foarte tare, adică important. Mi se pare, adică, bine, venind de la un fotograf probabil e normal, dar e o recomandare foarte faină. Adică, na, ține drumul, nu te abate, așa ar fi frumos, totuși să avem un pic de respect față de natură, față de... Clar. Clar ar trebui. Să nu încerci să travezi, adică nu intra în orice baltă pe care o vezi, dacă este o colire, încearcă să o colești, nu, nu face drumuri noi. Marele avantaj la 4x4 că nu te uzi la motocicletă, știi cum le eviți.
că nu prea străbă dimineața la 9 să fii udlor, că când poate te prinde înghețul sus pe munte, știi? Dar nu, e foarte faină recomandarea, că prea puține lume ține cont de asta și noi am încercat și am studiat și mi-am bătut creierii cu 1000 de ocazii în care ajungeam pe lângă rezervații, vedeam că, bă, n-ar fi bine, hai să evit, și făceam dita mai orcolo și de foarte multe ori aveam surpriza ca orcolo să fie genial. Că ieșai, te duceai prin sate, uite, zona viticolă ce o avem în off-road, poate mergi vreodată pe zona dealul mare, traseul ăla de acolo, îi, pentru că am ieșit de la Siriu la... către drumul către Cheia, îi sit Natura 2000. Noi am intrat dintr-o parte pe acolo, pe la baraj, pe la Siriu, și când am ieșit din coace spre sud, am văzut barieră cu interdicție, cu tot ce trebuie. La Siriu nu există. Nu există barieră, nu există nimic. Și drumul e bun, adică lejer l-am făcut, știi? Și am ocolit toată zona, tocmai că era situl ăla și știam că e zona protejată și am descoperit-o cu tot o altă chestie foarte faină, știi? Da, da, sunt foarte multe lucruri faine. Trebuie doar să umbli, să explorezi, să... Corect. Nu știu. Ai mașină 4x4, ok. Poți să mergi, să nu mergi pe asfalt. Sunt atâtea variante ocolitoare. Ia-le la rând și vezi. Bă, asta cu exploratul. Uite, asta sper foarte mult, sper cu Atlasul ăsta, că lumea o să pună un pic mâna să treacă de ideea aia, bă, dăm tracu. Exact, exact. Uite, exact. Ce pot face acolo? Adică ce drumuri am acolo? Chiar și cu tracu, eu îți dau tracu, dar tracul ăla depinde de condițiile meteo. Bun. Adică nu poți să-l faci vara, să iarnă, exact, dau un trac, exact, care l-a făcut vara, tu încerci să mergi iarna, da, ce ești, ce prostie faci. Și, no, ar fi fain să mai deschid un pic ochii românii. Uite, povesteam în episodul trecut cu Alina și cu Ișvan că ei genul care ei au fost super încântați și prima chestie au zis-o, bă, de-abia aștept să caut eu pe aici să vezi ce trasee găsim. Și foarte puțină lume care e cu ideea asta de explorat. Dar, no, ăla e bază. Bun, noi am terminat, hai să punem să și mâncăm ceva, că cred că deja e asta. Mersi tare mult! Mersi și eu pentru invitație și... Bă, nu, a fost o mare plăcere și sper să ne mai vedem, mai povestim. Că toată lumea încerc să setez următorul podcast, la tine o să fie când îți iei motocicletă. Bine? Îți iei motocicletă și povestim. Vedem ce... O să fie interesant. No, bine. Mai vrei? Hai să mai dăm un de final. De final. Lume, mai vreți? Aveți ocazia să apărați acum la final. Pălincă! Hai că venim acum!